Vă spune în ședința aceasta un bun venit, bună seara, pacea Domnului și mă ridic ca numele Domnului Iisus Hristos să deschidem serviciul de evanghelizare prin 45. Mărim pe Cel Sfânt. Prezență în locașul din Tenare și mai întâi de toate dorim să-ți aducem recunoștința
mulțumire și toată lauda care ți se cuvine ție pentru acest privilegiu deosebit care Tu ne-ai îngăduit și în această seară. Ca fiecare dintre noi, prin prezența noastră, să ne bucurăm împreună cu toți cei dragi ai noștri de solia mesajului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Bunule Tată Ceresc, că ai îngăduit viață sărănate, ai îngăduit voință și dorință în inima noastră de a ne întâlni iarăși cu Tine și cuvântul Tău. Te rugăm să binecuvintezi prezența noastră în acest local de închinare. Binecuvintează cuvântul care va fi rostit. Te rugăm, învrednicește Tu prin Duhul cel Sfânt pe fratele pastor să prezinte mesajul solii care venind ca direct de la Tine. Chiar în nou te rugăm să ne dai o minte înțeleaptă și o inimă bună și curată să primim mesajul Tău și apoi prin viața noastră de toate zilele care au venit trei pe acest pământ să-L trăim, să-L împlinim, aducându-ți laudă, slavă, cinste și închinare, pentru că Tu mi-ai rezistat de veșnic, în numele și meritele Domnului Hristos, te-am rugat și-ți mulțumim prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Pus și dorim peste toate acestea
binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să simțim cu toții prezența Duhului Sfânt în inimile noastre ale fiecăruia. Amin? Amin. În continuare, îl invit pe domnul profesor Cezar Mitidiuc să cânte un imn foarte frumos. Îl invit, domnule profesor. Trece Iisus pe aici.
într-adevăr, nu doar că trece Iisus de aici, ci El rămâne aici și El va rămâne în orice inimă care dorește să-L primească și care dorește ca El să rămână în acea inimă. Mulțumim domnului profesor. În continuare, pentru că subiectul de aseară a fost legat de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos și despre semnele care arată eminența acestui eveniment, vom asculta o poezie recitată de sora Alina, care se intitulează Se apropie mereu sfârșitul. Haideți să o ascult. Se apropie mereu sfârșitul și ziua omului cea grea. Ești gata pentru întâmpinare, la ușă bate Mesia. Ești gata pentru întâmpinare când auzi vei de strigare. O, deșteptați-vă, căci oare se apropie și judecata și Domnul va veni pe nori și judecata va fi dreaptă pentru orice neam și orice popor. Ești scris și tu în cartea vieții, ca dimineața dimineții, intrând pe porțile cetății, să vezi și tu pomul vieții. Întreabă-te, soră și frate, pe care drum vrei să apuci? Ești îmbrăcat în haine albe? Întreabă-te, ce roade aduci? Și atunci, în ziua care vine, să fii vorbit numai de bine, să spună Domnul despre tine. O, vino, fiule, la mine, căci mi-ai slujit o viață întreagă. De mine nu te-ai rușinat. Și acum vin să-ți dau răsplată, pentru că mie mi-ai lucrat. Deci dacă vrei să ajungi la Domnul, să-i vezi oștirea Lui și tronul, nu cumva să te prindă somnul, căci în curând apare Domnul. Amin. Amin. Vom asculta o piesă interpretată la pian, la 2000, și invit pe Gabi și pe Adelina să cânte această piesă instrumentală la pian. Țing, 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 ce telefon?
și n-ascult ce-am greșit. Ca spartul vas, să vă încercați, eu toate și le spun. Te rog, mă ierți, sunt vinovat. Te iert, dar fii mai bun. Țing, 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 ce telefon? Alo, aici sunt eu. Vă rog, permiteți un moment. Vorbesc cu Dumnezeu. O dată, Nicușor spunea că nu-i nimic a spus și că niciodată nu venea la casa lui Isus. Atunci ne-a spus lui Dumnezeu să-i pună tuturor noi și acum, în sabat, ne pornim la rugă amândoi. Ce telefon frumos am eu ca dat de la Isus. Sunt două pâini și gândul meu cel înalt în sus. Țing, 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 ce telefon? Nu vreți să aveți și voi? Putem vorbi cu Dumnezeu și Dumnezeu cu noi. Amin. Amin. O să începem în zilele aceasta cu partea Eu Crăciunii și am să mai aduc înainte noastră încă trei rețele pe lângă cele din zilele precedente. Vă rog să vă rugați pentru familia mea, cea din țară și cea din străinătate. Vă rog să faceți rugăciune pentru mine și familia mea, căci trec printr-o grea încercare. Vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvânteze cu viață veșnică. Amin. Vă rog să faceți rugăciune pentru familia mea. Vă mulțumesc. Aseară am primit la ieșire un bilețel pe care scria un nume. Probabil era un cer pentru rugăciune, l-a pus în celălalt sacou să ne rugăm, nu l-am la mine. Dacă vă puteți anunța, ne rugăm chiar în seara aceasta, dacă nu, mâine am să iau bilețelul. Este aici, cea persoană? Dacă nu, voi mi să ne rugăm și să ne ridicăm. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, vin înaintea ta și te rugăm frumos să binecuvânți pe toți cei prezenți în seara aceasta. Tată, din ce în ce mai multe cereri pentru familie, din ce în ce mai multe solicitări pentru ca familiile să fie protejate și să treacă prin pasurile cu care se confruntă, te rugăm, Tată, binecuvântează familiile noastre. Amin. Binecuvântează, Tată, orice familie care trece prin probleme. Binecuvântează soții, soțiile. Ajută să se poată iubi reciproc. Ajută să se respecte reciproc. Ajută să înțeleagă că succesul și fericirea în familie ține de o relație puternică cu tine. Amin. Și te rugăm, Tată, lasă Duhul Sfânt peste familiile acestea. Amin. Binecuvântează, Părinte, copiii. Ajută-i să fie ascultători de părinți. Ajută-i să poată fi ascultători de părinții spirituali, de cei de la școală, de cei de la biserică. Și ajută ca acești copii să crească spre bucuria părinților lor și pentru slavă numele Tău. Amin. Te rugăm, Părinte, pentru familia Ioan. Binecuvântează și ajută ca orice problemă cu care se confruntă să poată fi depășită cu ajutorul Tău. Amin. Te rugăm pentru Vasilică. Ajută, Părinte, ca acest tânăr să-și rezolve problemele cu care se confruntă. Și ajută ca familia să se bucure de lucrul acesta. Să rugăm, Părinte, pentru orice solicitare de rugăciune care a fost făcută în zilele acestea, să primească un răspuns prompt din partea ta. Te rugăm, Tată, în același timp, pentru solicitările acelea tacite, acelea care nu au avut curajul să ajungă aici în față. Răspunde, Părinte, oricărei cereri care în momentele acestea se înalță spre tine. Răspunde, Părinte, dorințelor curate, dorințelor care conduc spre viață veșnică. Și te rugăm, Tată, fă ca săptămâna aceasta să fie o comuniune reală cu tine. Amin. Ajută să putem simți răspunsurile tale. Ajută să ne apropiem mai mult de tine. Iar săptămâna aceasta să devină un punct de cotitură pentru viețile noastre. Amin. Avem încredere că ne iubești. Avem încredere că îți pasă de tine, de noi. Avem încredere, Părinte, că urmărești binele nostru. De aceea vrem să lăudăm numele Tău de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Voi începe cu întrebările pentru dumneavoastră, pentru că sunt mai scurte, și apoi mergem la partea a trei întrebări
în care Iisus a ieșit la trei răspunsuri mai ampute din Scriptură. Aseară, fratele pastor, am vorbit frumos și am primit apreciere pentru felul în care s-a primit, Dumnezeu să fie lăudat, despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Este un subiect de interes larg, este un subiect care privește pe fiecare dintre noi, indiferent de biserica din care provenim. Creștini fiind, știm că Mântuitorul Iisus Hristos urmează să vină și interesul nostru este următor. Când anume vine Iisus Hristos? Ce anume trebuie să știm despre revenirea lui Iisus Hristos pentru ca să facem pregătirile necesare? Aseară, fratele pastor oferea mai multe indicatoare pe care le găsim în Matei, capitolul 24. Mai multe semne ale revenirii Domnului Iisus Hristos. Vreau ca cineva dintre dumneavoastră să ne spună măcar două semne pentru a putea câștiga. În seara aceasta avem niște cadouri speciale. Și anume, cine răspunde corect primește câte o Biblie. Iar Biblia aceasta vreau să vă semnați cu această săptămână. Să nu uitați niciodată că ați fost aici și că ați avut posibilitatea să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Da? Cine ridică mâna și ne spune două semne ale revenirii Domnului Iisus Hristos? Da? Reamintesc, nu safirii noștri au prioritate și știu că știți multe semne, multe din semne ale revenirii Domnului Iisus Hristos. Da? Le găsim în Matei, capitolul 24, Evanghelia lui Matei, capitolul 24. Care erau semnele acelea? Ce urmează să se întâmple înainte ca Iisus Hristos să revină pe pământul acesta? Nu șoptiți că vrei mult, da? Cum este? Da? Ridicăm mâna, ne anunțăm și spunem. Două semne. Vă rog. Cu tremure, războaie și se întâmplă lucrurile acestea? Din nefericire se întâmplă prea multe. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți aici în față să vă luați o Biblie în care puteți găsi mult mai multe semne și ce anume trebuie să facem ca atunci când Mântuitorul va reveni să fim gata pentru a merge acasă. Felicitări, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Da? Bine. E bine că mi-ați ridicat mingea la fileu. La sfârșit, dacă este cineva care are nevoie de o Biblie, chiar dacă nu a reușit să răspundă la o întrebare, vă rog să mă anunțați și va primi o Biblie, fără nicio problemă. Da? Aseară se spunea despre un timp al revenirii Domnului Iisus Hristos și noi suntem foarte interesați să știm exact când este data, când este ziua, ora, minutul, dacă se poate, al revenirii Domnului Iisus Hristos. Cine anume știe timpul acesta? Oamenii îl știu? Vă rog, care? Nimeni nu știe. Da? Decât Dumnezeu știe timpul acesta. Felicitări, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Da? Înseamnă că v-ați dorit, dacă v-ați făcut curaj, v-ați dorit Biblia aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Între multele semne amintite aseară, fratele pastor spunea că există un semn final. Pentru cei care cunosc foarte bine Biblia, ca să vi-l aduceți aminte, se află în Matei, capitolul 24, versetul 14. Da? Asta e așa o informație suplimentară, nu căutați acum repede în Biblie. Cei care își aduc aminte au posibilitatea să ridice mâna și să câștige ultima Biblie pentru seara aceasta. Care era semnul final? Vă rog, care? Care? Încredoare. Se despică noi. E unul din semne, dar nu este ultimul. Da, e unul din semne. Mulțumesc pentru încercare. Unde? Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă așteptăm aici să vă ridicați Biblia. Da. Vine un ambasador al dumneavoastră. Da. Când Evanghelia aceasta va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Mă bucur să știu că Evanghelia aceasta este vestită acum, în public, este vestită prin mass media, este vestită pe internet și toată lumea are posibilitatea să îl cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze. Citiți împreună, da? Este foarte bine. Da.
Faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu se propovăduiește prin atât de multe căi de comunicare, trebuie să ne spună ceva. Și anume, că acest semn din urmă se împlinește. Iar lucrul acesta trebuie să ne bucure pentru că Mântuitorul Iisus Hristos este aproape. Este chiar la uși. Am câteva întrebări din partea dumneavoastră în seara aceasta. Cineva întreabă, pentru că vorbim despre Iisus, și anume Iisus trăiește, cum anume îl putem cunoaște pe Iisus? Sunt foarte mulți oameni care, nu în puține ocazii, mi-au spus, așa spune la carte. Și mi-au spus, am citit cartea, adică Biblia, de câteva ori, dar nu am găsit așa ceva în carte. Pentru că anumite lucruri pe care noi le știm în materie de religie, sunt lucruri pe care noi le-am primit de undeva, da? În mod tradițional. Cineva ne le-a spus, noi am crezut că fac parte din viața spirituală, le-am crezut și chiar am trăit lucrurile acestea. Care este sursa credibilă prin care noi putem să cunoaștem pe Dumnezeu? Există trei modalități, cel puțin trei modalități prin care putem cunoaște pe Dumnezeu. 1. Roma capitolul 1, versetele 19 la 20. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu? Le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute a lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Despre această primă metodă vorbim cu foarte mult timp în urmă, înainte de a exista un cuvânt scris. Și anume Dumnezeu se descoperă copiilor săi, se descoperă oamenilor prin intermediul lucrurilor create de El. Prin intermediul naturii, sau chiar prin conștiință. La un moment dat, Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 2, versetul 14, neamurile măcar că nu au o lege, fac din fire lucrurile legii. Oamenii aceștia nu au acces la Sfânta Scriptură, oamenii aceștia nu frecventează o biserică, dar toate acestea sunt oameni morali, sunt oameni care știu că nu este bine să furi, nu este bine să faci rău aproape lui tău, se abțin de la lucrurile nocive pentru ei. De unde știu oamenii lucrurile acestea? E o revelație a lui Dumnezeu prin conștiința omului. Dar pentru că nu este suficient ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin intermediul naturii, ce se întâmplase de fapt? Oamenii au spus, dacă noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin intermediul naturii, înseamnă că acest copac, dacă este creat de Dumnezeu, Dumnezeu este prezent în copacul acesta. Și dacă Dumnezeu este prezent aici, de ce să nu ne închinăm acestui copac? Și am început să se închine unui copac. Dacă Dumnezeu creează fenomenele naturii, dacă Dumnezeu a creat ploaia, înseamnă că Dumnezeu este la ploaie și când începea să plouă, oamenii se rugau ploii. Dacă Dumnezeu se descoperă în natură, înseamnă că soarele este creat de Dumnezeu și au început să se închine soarele. Motiv pentru care, dar ceea ce vă spun, este cunoscut în ecologie și numele de panteist, poate mulți dintre dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta, pentru a nu merge într-o percepție greșită față de Dumnezeu și a nu se ajunge la a se perpetua aceste practici greșite, Dumnezeu lasă ca El să fie descoperit și prin o altă manieră, și anume prin cuvântul scris al lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să se arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin Îngerul Său la robul Său, Ioan. Deci Dumnezeu trimite un înger la Ioan, iar Îngerul îi vorbește, îi spune ce anume trebuie să scrie. Nu Ioan este acel care scrie cuvintele din proprie inițiativă. Nu este Ioan cel care pune pe hârtie în cuvinte mesajul lui. Și Petru spunea la un moment dat, în Petru capitolul 1, versetul 19, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este, Duhul Sfânt este cel care inspiră pe oameni. Iisus Hristos este pe pământul acesta pentru a ne ajuta să-L înțelegem și să-L cunoaștem. Ne spune Ioan capitolul 5, versetul 39, cercetați Scripturile,
Pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Pentru că această cercetare a Scripturilor duce la cunoașterea de Dumnezeu. Iar Ioan capitolul 17, versetul 3, ne spune Iisus Hristos, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iată că citirea Sfintelor Scripturilor, citirea Bibliei, nu este doar un exercițiu de cultură, deși ne ajută și în sensul acesta. Nu facem lucrul acesta doar pentru a ne umple timpul, ci este un lucru de care avem neapărat nevoie. Pentru ca să putem să cunoaștem pe Dumnezeu, pentru a putea primi mântuirea, avem nevoie de citirea Sfintelor Scripturi. Nu vă mulțumiți cu idei pe care le-ați prins într-o parte și în alta. Eu nu vreau să vă spun, faceți cum vă spun eu. Însă am rugămintea și mă rog ca să puteți înțelege lucrul acesta, să citiți Sfânta Scriptură. Pentru că este singura sursă credibilă. Pentru a-L face cunoscut pe Dumnezeu și ca Dumnezeu să vă poată transforma viețile. Vreau să vă apetizez cu privirea la unul. Dacă sunteți mulțumiți de viața pe care o trăiți, dacă nu vreți să faceți nimic în viața viața dumneavoastră, nu vă apucați să știți Sfânta Scriptură. Dar dacă vreți ca viața dumneavoastră să devină mai bună, dacă vreți să deveniți alți oameni, dacă vreți să cunoașteți pe Dumnezeu, luați în studiu cartea aceasta. De ce? Pentru că spune Evrei capitolul 4, versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo când desparte Duhul și Măduva și judecă simțurile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu are putere de a-L transforma pe om. În momentul în care te apropii de Sfânta Scriptură, ai două variante care le faci într-un mod deliberat, în cunoștință de cauză. Fie pe față îl respingi pe Dumnezeu, chiar blasfemiezi numele lui Dumnezeu, fie îl accepți pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal, iar viața veșnică devine o certitudine pentru tine. O altă variantă de a cunoaște pe Iisus Hristos, un alt mod de a descoperi pe Dumnezeu, găsim Ioan capitolul 1, versetul 1 la 3 și versetul 14. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile astea au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Mergem mai departe, versetul 14 din același capitol. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui, o slavă, în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Iisus Hristos este Cel care a făcut ca acest caracter al Tatălui să fie descoperit oamenilor. Viața lui Iisus Hristos pe pământul acesta, și noi o avem descoperită în cele patru evanghelii, ne ajută să creăm o imagine de ansamblu despre Dumnezeu, suficientă pentru a-L putea înțelege pe Dumnezeu, suficientă pentru a-L putea cunoaște pe Dumnezeu și în cele din urmă să putem primi viața veșnică. De aceea ne face bine ca să ne luăm timp, în mod special, să citim din Scripturi, din ultima parte a vieții Domnului Iisus Hristos. Ultima parte care este legată de suferințele Domnului Hristos, care este legată de jertfa de pe Golgota. Iar lucrurile acestea ne vor transforma viețile noastre. Următoarea întrebare e mai mult text, însă întrebarea e mai scurtă, nu pot să scap de mult asupra acestei întrebări. Cineva întreabă, de ce adventiștii nu mănâncă porc? Nu a creat Dumnezeu și porcul? Da, este adevărat, Dumnezeu a creat și porcul. Într-adevăr, adventiștii nu consumă carne de porc, însă nu sunt singurii care nu consumă carne de porc. Sunt foarte mulți oameni care nu consumă carne de porc și nu neapărat din rațiuni religioase, din motive religioase. Și oamenii aceștia au înțeles că este o carne nesănătoasă, o carne care ne creează foarte multe probleme la nivel de sănătate și au renunțat efectiv la carne de porc sau la orice fel de carne. Dar de ce nu mâncăm, nu consumăm carne de porc și adventiștii nu se abțin doar de la carne de porc? Mai sunt și alte animale pe care adventiștii nu le consumă în alimentație. Deuteronom capitolul 14, vreau să vă citesc câteva lucruri de aici. Voi sunteți copiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă faceți creșteturi și să nu vă radeți între ochi pentru un mor. Asta poate fi o altă discuție. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Și Domnul Dumnezeul tău te-a scos ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața Pământului. Adică voi sunteți niște oameni speciali, cei care vă predați inimile Lui Dumnezeu, nu mai sunteți cei ce ați fost până atunci. Trebuie să aveți o altă viață, un alt mod de comportament.
Să nu mănânci niciun lucru urâcios. Și spune care sunt lucrurile acestea. Iată dobitoacele pe care să le mâncați. Boul, oaia și capra. Cervul, căprioara și vipărul. Zimbru. Capra neagră, capra sălbatică și girafa. Să mâncați în orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărțită în două și rumecă. Dar să nu mâncați din cele ce rumecă numai. Sau care au numai copita despicată și unghia despărțită în două. Astfel, să nu mâncați cămila, iepurele, ci iepurele de casă, care rumecă, dar nu au copita despicată. Să le priviți ca necurate. Să nu mâncați porcul, care are copita despicată, dar nu rumecă. Să-l priviți ca necurat, să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte. Este cât se poate de explicit Dumnezeu în direcția aceasta. Să nu mâncați alimentele acestea. De ce? Dacă veți să recurge la oameni de specialitate în domeniu, veți vedea că aceste alimente produc foarte mare rău sănătății noastre. Dumnezeu nu este capricios atunci când ne interzice un lucru. Și ne interzice lucrurile care ne fac rău, pentru că Dumnezeu ne iubește. Apropo, aici am văzut, când am ajuns, întrebarea aceasta, de ce ne iubește Iisus? Simplu. 1 Ioan capitolul 4, versetul 8. Spune, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu, în esența Lui, este dragoste și nu poate decât să ne iubească. Iar tot ce face pentru noi, chiar și în momentul în care ne interzice anumite lucruri, le interzice din dragoste pentru noi, pentru ca lucrurile acelea să nu ne facă rău. Trec de ultima parte a versetului, a capitolului 14, mai spune câteva animale pe care să nu le mâncăm, voi nu să receviți acasă. Vreau să vă mai dau un singur text legat de lucrul acesta, care răspunde chiar, e atât de rău dacă mănânci porcul sau lucrurile interzise. Uitați ce spune Isaia, capitolul 66, versetul 7. Cei ce se sfințesc și se curăță în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă și carne de porc și șoareci și alte lucruri religioase, toți aceia vor pieri, zice Domnul. Vă aduceți aminte cum începea, cum spunea versetul al doilea din Deuteronom, capitolul 14? Pentru că voi sunteți un popor al lui Dumnezeu să nu mâncați niciun lucru urâcios. Iar Isaia spune, orice om ce va mânca lucrurile acestea urâcioase, va pieri, zice Domnul. Nu este ceea ce spun eu, nu este o preconcepție a mea, nu vreau să vă înspăimânt pe cei care consumați, poate că nu aș știu lucrul acesta până acum, dar din momentul în care aflăm acest cuvânt al lui Dumnezeu, cred că e nevoie să punem stop lucrurilor pe care Dumnezeu spune să nu le consumăm și să facem doar ceea ce spune Dumnezeu. Și doresc ca Dumnezeu să vă ajute în sensul acesta. Ultima întrebare, trec la telegrafic peste ea. Dacă eu îl cunosc pe Iisus, trebuie să mă și botez? Da, probabil că cineva care a fost botezat la 3 săptămâni sau la 4 săptămâni, cum se obișnuiește, dar sau chiar mai mult, întreabă lucrul acesta. Ceea ce vă citesc sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. În condițiile acestea și felul în care pune Iisus Hristos problema aici, înțelegem că botezul este o consecință directă a credinței în Iisus Hristos. Este foarte simplu să spui, eu cred în Iisus Hristos. Este foarte simplu să spui, eu îl iubesc pe Iisus Hristos. Însă credința aceasta trebuie să genereze un anumit comportament. Trebuie să genereze acțiuni, trebuie să genereze fapte. Prima acțiune generată de credința în Iisus Hristos, pe care o amintește însuși Iisus Hristos, este se va boteza și va fi mântuit. Astea sunt condițiile în care ne interesează credința în Iisus Hristos din perspectiva aceasta a mântuirii. Dacă vrem să cunoaștem ce anume a spus Iisus Hristos, doar la nivel cultural, nimeni nu te obligă să te botezi. Însă, eu am certitudinea și îmi place să cred că toți cei care sunteți în seara aceasta aici, vreți să cunoașteți credința lui Iisus Hristos pentru că vreți să fiți mântuiți. Roman mai spune câteva lucruri, Pavel, despre lucrul acesta. Nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui?
Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Botezul nu este altceva decât declararea noastră publică a morții noastre față de păcat, am renunțat la păcatul pe care l-am trăit înaintea de întâlnirea cu Iisus Hristos și înviem pentru o viață nouă. Nu poți să ai o viață transformată, nu poți să ai o viață schimbată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu decât în momentul în care ai decis să nu mai existi trăind o viață de păcat așa cum ai făcut-o până atunci. Mor față de păcat, dai îngroparea în apă și înviezi, ieși din apă pentru o viață nouă, așa cum a avut-o Iisus Hristos. Spune la un moment dat Ioan, dacă noi spunem că iubim, dacă noi spunem că noi credem în Iisus Hristos, trebuie să trăim și noi o viață cum a trăit Iisus Hristos. Viața noastră trebuie să fie identică cu acea viață care a trăit-o Iisus Hristos și Iisus Hristos spune, îndrăzniți, eu am biruit-o. Nu este un lucru intangibil, nu este un lucru care nu poate fi atins. Și niciodată Dumnezeu nu ne cere ceva care nu putem atinge. Ceea ce ne cere Dumnezeu, El a trecut mai întâi pe aici. Ceea ce cere Iisus Hristos să facem mai astăzi, El a făcut atât timp cât a fost pe pământul acesta și nu a făcut-o pentru că avea natură divină. Niciodată Iisus Hristos nu a folosit natura divină în scop personal, ci a folosit-o pentru alții. Noi avem posibilitatea, printr-o comuniune puternică, însă cu Dumnezeu, să trăim așa cum a trăit Iisus Hristos. Iar în felul acesta ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul. Vă doresc succes și biruință în încercările dumneavoastră, în încercările noastre a tuturor, de a trăi o viață asemănătoare cu Iisus Hristos și Dumnezeu să ne binecuvânteze eforturile acestea. Amin. Amin. Se spune că un vânător a plecat
să fugeze în pădure. Și cum mergea așa cu pușca la umăr, a văzut un urs. Ai, ce pradă bună! Un urs? Scătăm planul ăla la el. Perfect. A pus pușca la ochi, s-a apropiat să tragă urs. Când ursul vede, ce stai, nu trage. Vorbești? Da, cum să mă, eu vorbesc. Un urs care vorbește nu a mai văzut bravo. Apropie de zi, stăm la vorbă. Nu, stai că drag. Urse, stai liniștit, omule, nu s-a nimic. De ce vrei să mă puști? Păi am nevoie de plana, da. Și mie mi-e foame. Dar am o propunere pentru tine. Stai puțin liniștit să negociem. Că am o soluție care poate să împace amândouă probleme. Și nevoia ta de plană, și nevoia mea de hrană. Cum zice, măi? Păi de o parte, cine nu mai văzut un urs care să vorbească? Și așa ce vrei o minunăție, nu? Măcar să stau puțin de vorbă cu el. Pe de altă parte, dacă îmi dă și mie o blană, eu îl ajut să mănânce, sunt mai unui păcați. Ce poate să iasă rău? S-a apropiat de mai cu frică, mai cu frică, o să zice, păi stai liniștit, eu stau jos, nu te atac cu nimic, lasă pușca aia jos, că vreau să mă pus din greșeală și vreau să stau de vorbă să negociem. Rândul zice, măi, pare blând, vorbește frumos, e regulă. A pus pușca jos, s-a apropiat de urs. Care crezi că era propunerea ursului? Cum a ajuns lângă el, a pus la apel și de două guri l-a mințit. L-a mințit ursul? Nu l-a mințit. Că acum omul era în burta ursului și avea blana de urs pe el. Și ursul era sătut. Nu? Propunerea ursului a fost bună, dar măcar pe amândoi. Acum, ce ne învață povestirea asta? Când știi că un lucru e rău, nu te apropia să vezi mai departe. Că atunci depinde. Uitam și acum un semn pe mână, de când era mic, să dea unul, 5-6 ani, mama mi-a zis, măi, nu mă apropia de sobă ca arde. Asta, ce poate, nu ating, doar mă apropii să văd cum este. Și zice, măi, vă ardeți? Și eu puneam mâna deasupra să văd dacă chiar arde, chiar arde. Și atunci am aprins fratele meu mai mare și cum era pe sobă, până în ziua de astăzi de-am pus. Acum, se întâmplă și la alte nivele. Nu? Că știm că un lucru este rău, nu ne apropie să ne întreba, cum o fi? Chiar o fi? Hai de doar mobil. După aceea zici doar ating. După aceea zici doar o dată. Și într-odată vezi că ai un viciu în viața ta care nu știi cum le-ai obținut. Așa că nu uitați momentul cu ursul. Dacă vezi un urs vorbind, nu te apropie, că s-ar putea să te mărezi. Am discutat noi săptămâna aceasta despre zilele a ceea ce numim Săptămâna Mare, ultima săptămână din viața lui Iisus, înainte de crucificarea sa. Și am vorbit despre chemarea lui Dumnezeu să ne întoarcem acasă, despre pietrele care vorbesc despre Dumnezeu. Am descoperit un medicament pe care Hristos îl oferă pentru suflet, dar și pentru trup. Dar trecut am vorbit despre speranța pe care Dumnezeu oferă secolului 21. Iar în seara aceasta am vorbit despre prețul pe care fiecare dintre noi îl avem. Următoarele teme le vom descoperi pe parcurs. O scurtă recapitulare a ceea ce am discutat aseară. Când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că Ierusalimul va fi dărâmat și nu va rămâne piatră peste piatră, ucenicii au întrebat când se vor întâmpla aceste lucruri de la Ierusalimului și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestui. Atunci Iisus le-a dat mai multe semne. A spus că vor veni profeți și Hristoși vincinoși, ne referim doar la capitolul 24 din Matei. În restul Bibliei mai sunt și alte indicii cu privire la timpul sfârșitului. Războaie, conflicte de tot felul internaționale, urmează la structura mătii la Dumnezeu, cutremure, foamete și boli. De asemenea, spunea Domnul Hristos că zilele sfârșitului va fi cam ca zilele
lui Noe, de cădere morală, scepticism, necredință, oamenii n-au știut nimic despre sfârșitul lumii până când n-a venit peste ei potopul. Iar în aceasta vom vorbi despre prețul pe care îl are orice om. Aș vrea să spun o întrebare personală. Nu trebuie să răspundeți aici. Și fiecare să gândească pentru el. Cam care este prețul tău? La ce mă refer? Știi că un lucru este rău. Și zici, eu asta nu aș face niciodată. Cât ar trebui să-ți dea cineva ca totul să-l faci? Poate te gândești, nu mă las cumpărat niciodată. Asta pentru că nu ți s-a oferit prețul potrivit. Nu? Zice, mai intră câte un om din ăsta politic sau, eu știu, un corupt, îl va la pușcărie și zice, un an de zile, doi ani de zile, pușcărit. După ce a furat vreo 100 de milioane de euro. Stai de și de pentru 100 de milioane de euro, parcă și fără și un an de pușcărie. Nu e chiar așa mult. Îl bai când ieși, îți bate. E adevărat, e ușor să zici. Eu nu m-aș lăsa corupt pentru nimic în lume. Dacă nimeni nu încearcă să te corupă cu prețul, adevărat. Dacă ni s-a oferit posibilitatea să câștigăm sume foarte mari de bani. Nu știu, lucruri, o persoană, nu? Ești îndrăgostit de cineva. Ce-i tine? Ești sigur că nu ți-ai vinde principiile tale, cele mai sfinte, dacă persoana respectivă ți-a ceră? Care este prețul tău? Ce s-a întâmplat în ziua de miercuri? Biblia nu ne spune ce a făcut Iisus în miercuri, dinaintea răstignirii. Ceea ce Biblia ne spune despre ziua de miercuri este că praznicul azimilor, adică sărbătoarea azimilor, numit și Paștele, se apropia. Preoții gemei de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de noroc. Adică le era frică să-l prindă pe drum, în văzul lumii, să pună mâna pe el, să ducă la pușcărie. Și atunci căutau un mijloc, cum să facă să-l prindă fără să-i vadă lumea, ca să nu se răscoare. Atunci, lui Satan a venit o idee. Și zice că Satan a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanu, care era din numărul celor 12. 12 ce? Ucenici. Ucenici. Deci era unul dintre cei 12 apostoli. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că îl va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor fără știrea norodului. Deci Satan a zis, trebuie să-l cumpăr pe unul din ei lui. Și atunci treaba este rezolvată. Și îl cumpără pe Iuda, cu bani. Acum, textul acesta ne invită să medităm asupra câtorva teme. În primul rând, spune Biblia că Satan a intrat în Iuda. Ați văzut vreodată vreun om demonizat? Nu la televizor, așa, în viața reală. Am citit un caz de acum, nu știu cum să mi-a fost, cred că era prin 2005, așa, cred că undeva prin Vaslui, la o mănăstire, un preot și niște călugărițe s-au gândit ei că una dintre călugărițe era demonizată. Și am zis, cum să o vindecăm? Și au legat-o de o cruce și au lăsat-o până când a murit de foame. De sete, sau... De sete să moare mai înainte, nu că costă prea mult timp fără. Ei au făcut lucruri bune, deci nu... N-au zis, hai să o omorâm. Și au zis, hai să o ajutăm. Pentru că s-au gândit ei că este demonizat. Cum și-au dat seama că e demonizat? Cum îți dai seama că cineva este posedat de Satan? V-ați îngrijorat? Dacă te întâlnești cu un demonizat, cum știi să-l deosebești, să știi că e satanic?
complicat, nu? Dar să zic un text interesant, nu l-am pus pe diapozitivă, este în Luca capitolul 4. Versetul 31, zice că Iisus s-a dus la Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere. Unde învăța Iisus pe oameni? În sabat? Unde s-a aflat? În sinagogă. Bun. Să vedem ce s-a întâmplat în sinagogă. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drag necurat și care a strigat cu glas tare: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a acceptat și a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreo rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii dintre alții: ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și autoritate și putere duhurilor necurate și ies afară și s-a dus peste toate pe judecătorii. Dar să vă întreb, omul ăsta era posedat de un demon, da? Era un îndrăcit, cum se mai spune, sau demonizat. Ce căuta în sinagogă? Și-a dat cineva seama că are un duh necurat? Te dădea afară din sinagogă pentru mai puțin. Dar să fii știu că e demonizat. Sigur te dădea afară. Dar n-a știut nimeni. Și faptul că ia cuvântul în sinagogă înseamnă că era un om de vază al sinagogii. Uite, îl găsim aici un demonizat, care Iisus scoate din el un duh de drag necurat și nimeni nu știa că l-a. Deci este foarte posibil ca Satana să stăpânească multe persoane fără ca noi să știm. Acum, întrebarea este: e posibil să mi se întâmple și mie? Sau dacă pun busuiel ca supernă, să nu știu, stropesc cu amicheazmă prin casă, fuge. Sau usturoi pe la geamă și pe la frestă. Cam ce să facem să nu intre Satana? Cum ne ferim noi de Satana? Poate că pare așa științifico-fantastic, dar sunt lucruri despre care mai bine vorbesc foarte mult. Despre acțiunea Duhului Necurat asupra oamenilor. Și în cazul de față zice că Satana a intrat în Iuda și Iuda s-a dus și la Domnul Iisus. Cum pot să mă feresc ca să nu pot să-ți afle? Acum să vă spun, să vă pun o întrebare și mai terifiantă. Ești sigur că Satana nu te stăpânește? Dacă cumva mi se întâmplă de mai mic. Adevărat, adevărat vă spun, zice Iisus, că oricine trăiește în păcat, se întâmplă că este rob al păcatului. Cu alte cuvinte, nu trebuie să faci spume la gură sau să vorbești cu limbi real așa, să îngrozești oameni sau să-ți lumineze ochii ca să fii posedat de un duh necurat. Ci atunci când faci voia celui rău, ești rob al celui rău. Când faci voia lui Dumnezeu, ești rob al lui Dumnezeu. Spunea Iisus fariseilor: voi aveți de tată pe diavol. Au, sunt oameni care tatăl lor nu e Dumnezeu, ci Satan. La care o fie? Da, noi nu suntem, nu? Sigur. Aici nu avem niciun. Noi toți avem de tată pe Dumnezeu, noi care avem tată pe diavol nu suntem adevărat. De ce, zice Iisus, că unii aveau tată pe diavol? Vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Deci înțelegem că este un război între Hristos și Satan, între Dumnezeu și diavolul. Când eu fac voia lui Dumnezeu și împlinesc poruncile lui, am de tată pe cine? Pe Dumnezeu. Dar când eu fac ce este rău și calc poruncile lui Dumnezeu, pe cine am pe tată? Și atât ce înseamnă? Sunt posedat de Spiritul Hristos?
sau de un duc de curat. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Exact ca ursul din povestea noastră. Nu zice chiar o minciună completă, dar nici un adevăr. Undeva jumate-jumate. Și cazi în capcana lui. Deci el este de la început un ucigaș. Spune Iisus, și dacă îi spui fratelui tău, prostule sau nebunule, ești tot un ucigaș. Și dacă eu sunt un ucigaș pentru că rugi pe fratele meu cuvintele mele, cine este tatăl meu? Sunt eu posedat de Sfântul Hristos sau de un duc de drag necurat, cum spune Evanghelie? Păi nu m-a spălutat de textul ăsta. Se spune în sinagogă, cât de stricți erau evreii în sinagogi, i-a păcălit și pe ei. Dar cum ar fi să întâmplă și nouă? Minciunea. Nu vorbește neapărat despre faptul că copiii între voi, tu ai spart, nu, eu n-am spart. Asta nu înseamnă că e posedat de necurat. Ci când eu trăiesc în minciună, și spre cea se referă la minciunea din punct de vedere spiritual, când eu îi învăț pe oameni altceva decât ceea ce este adevărul și eu fac altceva decât ceea ce este adevărul. Spune Domnul Hristos prin Pavel, în Romani 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. La ce se referă Pavel când zice veacul acesta? La ce? Deci, veacul se referă la timpul care trăim. Da? Veacul este o măsură de... o de măsură a timpului. Să nu vă potriviți timpurilor. Adică, să nu te lași dus deva. Ce face lumea, fac și eu. Păi dacă toată lumea face așa, de ce să nu fac? Nu și cu întrebările care le-am spus la început. Dar uite, când în Spania se mănâncă foarte mult jambon. Este un fel de șuncă de porc. Se lasă pulpele la uscat mai mult timp și apoi se taie felințe subțirele. Mă rog, este mâncarea lor preferată. Mândria lor națională. Și m-am dus la, era undeva la munte, pentru că m-am ajuns un sandwich. Cu ce aveți? Păi cu jambon și cu brânză, cu jambon și cu ouă, cu jambon și cu salată. Fără jambon nu aveți? Cum? Fără jambon nu se poate. Dacă nu mănânci jambon, ce mănânci? Că se pare ceva ciudat. Și bine, toată lumea mănâncă, dar tu ce să mănânci? De ce să fii tu mai cumos, spune ce rămânește. Toată lumea face așa, nu mai putem să fie altfel. Zice Pavel, nu vă potriviți veacului, timpului, vremurilor, a ceea ce face toată lumea. Tu trebuie să fii stăpân pe viața ta. Tu trebuie să hotărăști ce vrei să faci cu viața ta. Și spune el, să vă prefaceți. Nu să ne prefacem în sensul că să părem că suntem, ci să ne schimbăm. Nu? Să ne schimbăm. Cum? Prin înnoirea minții voastre. Totul începe din mintea noastră. Să ne schimbăm felul de a gândi. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Textul acesta ne spune un lucru important. Acest verb, să vă prefaceți, implică un proces. Deci, apropierea de Dumnezeu este un proces. Este ca o scară pe care urcăm spre Dumnezeu, în care ne înnoim mintea. Asta nu se întâmplă de la o zi la alta. Nu cum cerea o mamă odată, a venit cu un băiatul ei, mă rog, băiatul ei avea vreo 35 de ani, mai era chiar un băiețel, și era alcoolic. Și mi-a zis, frate pastor, singura soluție este să faceți dumneavoastră o rugăciune de la avon, să-i puneți mâinile, se vede că sora asista pe la altă biserică unde se practica obiceiul ăsta, să-i faceți nu mai știu cum a zis, o zguduire, o chemare, o ceva, un proces din ăsta, ca să scape de alcoolism. E, sora, asta nu sunt minuni așa care pun mâna pe ei și gata, e luat cu... Asta se întâmplă prin înnoirea minții, prin cunoașterea lui Dumnezeu, în mod treptat suntem schimbați.
Este un proces. Același lucru se întâmplă și cu Satana. Nu, dintr-o dată te trezești că ești posedat complet de Satana. Puțin de puțin. Azi cedezi un pic, mâine cedezi un pic, păiune cedezi un pic, până la urmă te trezești că comiți barbarități. Și dar cum n-am putut eu să fac așa ceva? Pentru că depinde de cine avem pe Tatăl. Dacă avem pe Tatăl pe Dumnezeu, zic câte puțin, ne lăsăm înnoiți, schimbați prin înnoirea minții, ca să vedem deosebit bine voia lui Dumnezeu. Dacă îl avem de Tatăl pe diavol, puțin câte puțin, cedând azi un pic, mâine un pic, ajunge prin stăpânirea lui. Și zice, Dumnezeu, așa sunt eu. Nu pot altfel. De ce? Pentru că, în timp, obiceiurile mele rele îmi distrug puterea de voință și cu cât mă afund mai tare micile mele, cu atât va fi mai greu să ies din ele. Ca un cerc vicios. Cine bea alcoolul prin sângele acelea greu și distruge neuronii. Am mai puțin neuroni, mai puțină putere de voință. Și cu cât mă afund mai tare, cu atât am mai puțină voință să mă lasă. Nu? Este ca un lanț care te prinde și cu cât lațul, știți cum un prin păduri un vânător, calcă iepurașul, nu știu, lupul sau ursul, cu cât tragi mai tare, poate să strânge mai tare lațul de tine. Cam așa este cu calcanele satane. Haideți să vorbim puțin despre Iuda. Iuda este un personaj interesant. Este ușor doar să-l condamnăm, să spunem, Iuda, cel mai rău om din istorie. Iuda, într-o chiparea răului. Dar nu e foarte diferit de noi. De noi toți, nu? Un om foarte la mod în zilele noastre. Care crede că dacă se lasă corupt, dacă încearcă să rezolve treburile prin căile lui, nu o să întâmple nimic grav. Când Iisus a așezat cu ei la Sfânta Cină, lucrul acesta se întâmplă în ziua următoare, de joi. Dar, având în vedere că tratează de Iuda, o să ne tratăm în seara aceasta. Mâine o să discutăm alte lucruri care s-au întâmplat în ziua de joi. Iisus îl avertizează pe Iuda de mai multe ori și spune, tu urmează să faci ceva rău. Lucrul ăsta ne face Dumnezeu cu fiecare dintre noi când vede că stăm de vorbă cu ursul și încercăm să negociem cu el. Hai să vedem cum să facem. Dumnezeu știe, mă, tu ești pe marginea prăpastiei. Trezește-te. Iisus vrea să spele picioarele ucenicilor. Și Petru zice, Doamne, cum să spele mie picioarele? Niciun caz. Și atunci Iisus îi zice, Petru, dacă nu mă lași să spăl picioarele, nu să ai parte cu mine în împărăția ta. Petru zice, Doamne, atunci fă-mă baie generală, fă-mă duș, spală și capul și mâine și tot. Și Iisus îi spune, Ioan 13:10, cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Era obicei că atunci când intrai în casa cuiva, au de vedere că era un praf pe drum, mergeau în sandale, mâncau descul, se răscălțau și stăteau nu pe scaune, cum vedem noi în picturile cu Sfânta Cină, ci se așezau pe jos. Și atunci era un lucru, stăteau cu picioarele pline de praf, murdare, la masă, pe jos. Era un, de obicei un rob, un slujitor, care spăla picioarele tuturor invitaților. În cazul ăsta, cum nu aveau niciun slujitor, parcă nu le venea să spele nici măcar picioarele lor înșiși. Și Iisus le dă o lecție de umiliță, el, învățătorul lor, spălându-le picioarele la toți. Dar îi avertizează că nu toți sunt curați. Interesant că și Petru și Iuda aveau nevoie să fie spălați de pe picioarele de Iisus. Petru la început refuză, dar când Iisus îi explică, primește. Spălarea zice, da, doamne, bine, dacă este important, atunci ce vreau. Iuda, în schimb, nu zice nimic. El lasă și poate chiar îi place. Și am sfârșit, mi se recunoaște valoarea.
stau pe scaun, învățător, să-ți fără în picioare. Dar, în realitate, nu primește în inima lui avertizarea lui Iisus. Acum, dacă Iisus a stat de la acest amor, ce credeți că zice? Voi sunteți curați? Toți? Sau zice, voi sunteți curați, dar nu toți. Și nu trebuie pentru asta să vă uitați la vecini, pentru că vecinul ăsta face. Ne uităm, dacă se uită la asta, sigur zice, nu suntem toți. Să ne vedem la fiecare dintre noi. Ce ar zice de mine? Voi sunteți curați, toți? Sau ar fi o excepție? Iuda pare că nici nu dă seama. El nu știe despre ce se întâmplă. Iisus vorbește, sunt unul care nu e curat de tot. Deci, cine știe de ce nu vorbește? Eu am motivele mele. Numai Dumnezeu cunoaște inima mea. Știți, încerc să mai sfătești pe cineva și spune, măi, nu e bine ce faci. Schimbă-te. Pentru că Dumnezeu nu-i place lucrul ăsta. Dar cine știu să mă judeci? Numai Dumnezeu știe ce e inima mea. Am eu motivele mele. Nu? A fost să dea și Iuda. Dar cine să mă judece? Am eu motivele mele. Atunci Iisus zice, cine mănâncă, vreau 13 cu 18, cine mănâncă pâine cu mine, a ridicat călcâiul împotriva mea. Iisus, Iuda, când a venit la Sfânta Cină, deja organizase complotul împotriva lui Iisus. Deja vorbise cu mai mari sinagogi, îi dăduseră banii și a totul aranjat ca să-L prindă pe Iisus. Iisus zice, stai la masă cu mine, pretinzi că ești un bun creștin. Nu? Porci ne-ai întrebat, în România, aproape, hai zice că vor fi doi sau trei care zică că ei sunt sataniști. Dar porci ne-ai întrebat, în România, o să zică că este creștin. Eu sunt creștin, eu sunt creștin. Eu mănânc pâine cu Hristos. Dar zice, cel ce mănâncă pâine cu mine, deja a ridicat călcâiul împotriva mea. Deja are planul să mă trădeze. Acum, întrebarea pe care Iisus o pune ție acum și mie, pentru că vreau să spun ceva, eu nu vă țin predici dumneavoastră de pe poziția celui care este desăvârșit. Și când Dumnezeu vorbește prin mine sau prin pastor, îi vorbește și lui și celor care ascultă. Iisus te întreabă pe tine și pe mine acum. Ce planuri ai pentru când pleci de aici? Cum asta se termină. Mai avem puțin, încheiem, cântăm, ne strângem mâna și plecăm acasă. Ce planuri ai pentru mai târziu? Ce planuri ai pentru mâine? Pentru săptămâna viitoare? Este posibil ca deja în mintea ta să ai planul să trădezi pe Iisus? Deja în mintea ta să fi făcut câteva planuri, câteva scheme, câteva șmecherii, câteva șmecherii care te-ai gândit tu că îți va rușina viața, dar care te costă relația cu Iisus? Ar putea să zică și Iisus despre noi este unul din cei care mănâncă bine cu mine aici, dar care deja a ridicat lucrul împotriva mea, care deja s-a hotărât să mă trădeze? E ușor să condamn pe Iuda. Au trăit acum 2000 și ceva de ani, ce om rău, Doamne, să-L tratez, să-L trădez tu tocmai pe Hristos. Dar ce om? Dar eu, oare nu trădez pe Hristos? Atunci când El mă avertizează zi după zi, zi după zi și zice, măi, tu prin ceea ce faci mă vinzi, tu mă trădezi. Nu, Doamne, s-o oferi la altul, dar nu zice de mine. Pe când mâncau ei, Iisus le-a zis, se pare că Iuda nu prea pricepea. Se făcea când aude. Face pe miznaie, cum se zice la mine. Povestea bunicul întreau pe bunicul, dar de unde vine asta? Deci când veneau când amării rușii la noi, după ce au plecat nemții, intra în curte și sfura de lucru. Și când întrebai, mă, tu ai văzut de inima mea, tu ai văzut? Eu miznaie. N-am văzut nimic, eu nu știu nimic. Ce face pe miznaie? Pe când mâncau ei, el a zis, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. De data aceasta, Iisus este și mai specific. Zice, unul dintre voi care stați aici mă va vinde pe mine. Și întrebarea pe care continuă să mă pune Iisus, ce
ce credeți că este în inima lui Iisus când se gândește la ceea ce noi avem de gând să facem? Când știe deja ce tu ai de gând să faci, se bucură, zice, de copilul meu, ce gânduri bune are. Sau se tristează. Nu este mintea noastră, știți. Nu este o chestie la moment. Nu mă lăsau tu de doar. Am ieșit din fire. Nu există. Când îți ieși din fire, faci ceea ce ai avut, în inima ta, zice că din prea plin, în inimii noastre vorbim și de asemenea acționăm. Când îți ieși din fire, de fapt, pierzi controlul și iese la iveală ceea ce este, de fapt, în inima ta. Ceea ce de mult și ai fost în gând să faci. Este ceva în această lume care te-ar putea determina să-L vinzi pe Iisus? Ai valori pe care nu le-ai vinde pentru nimic în lumea aceasta? Eu le spuneam într-o seară anterioară, multă lume se laudă, zice, eu sunt uns cu toate ale fiile. Dar puțini oameni mai sunt în stare să zică, Doamne, eu asta n-am făcut niciodată. Ne laudă, eu am făcut de toată viața mea, dar mai puțin putem să spunem copiilor noștri, odată, eu lucrul ăsta n-am făcut niciodată în viața mea. Chiar dacă am fost tentat de multe ori, dar pentru mine e un lucru sfânt. Pentru mine e un principiu de la care nu mă mai bate niciodată. Iisus vede că nu, Iuda nu zice nimic. Și atunci zice, cel ce a întins cu mine mâna în plin, acela mă va vinde. În alte evanghelie zice, acelea căruia eu îi dau bucățica de pâine mă va vinde. Deci Iisus, nu știu exact, că sunt mai mulți maturi oculari, pot să difer un pic versiunile, dar ideea este aceeași. Cel care a mâncat din aceeași farfurie cu Iisus. Orică Iuda a întins mâna, orică Iisus a muiat și i-a dat, dar Iisus a vrut ca Iuda să-și dea seama că de El vorbește. Și știți care e problema noastră, a oamenilor creștini? Că toți cei care am venit de aceea ne considerăm creștini. Că atunci când vorbește pastorul, preotul, când citim din Biblie, nu vrem să acceptăm că e vorba despre noi. Și zice Iisus, unul dintre voi o fi altul. Unul dintre cei care sunt aici ridicat, călbuie mă întreba, cine știe? Până mă zice și pe nume. Tu care stai aici și... Și atunci ce facem cu conștiința noastră? Când Dumnezeu ne vorbește cu conștiinței noastre în mod concret, ce facem cu conștiința noastră? O suprimăm. Cu cât îți înăbuși mai mult conștiința, cu atât îți va vorbi mai puțin. Și azi înăbuși, mâine nu vrei să o asculți, poi mine te faci când ai auzit și până la urmă, ce te cace dat. Și când faci lucrurile, nu se mai pare rău. Dacă înainte de ziua ți-ai vinovat, acum ți se pare că e în regulă, nu mai e nicio problemă, e mai greu la început. Când comiți greșeala o dată, de două, de cinci ori, dar cu timpul te obișnuiești, nu se mai pare nimic ciudat. Mă uit la, când le mai iei interviuri la oamenii ăștia pe care îi prinde poliția cu diferite mijloașuri, cu diferite corupții, îl întreabă, cum vă declarați? Nu e vinovat. Eu cred că e chiar să fie nevinovat. Chiar nu-și găsesc o scuză pentru tot ceea ce fac. La fel cum face fiecare dintre noi, care în creditorul la televizor acuzăm și zicem, haide, politicieni ăștia, toți sunt niște corupți. Dar eu cum sunt? Eu dacă aș avea ocazia să fiu în locul lui și mi s-ar oferi posibilitatea să mă corup și să am o grămadă de bani, case, mașini și așa mai departe, doar că am semnat acolo niște acte false, ce aș face în locul? Când Iisus vorbește conștiinței tale, ascult-o. Pentru că altfel nu vei mai ști să deosebești voia lui Dumnezeu. Și vei zice, cum să vă cunosc cu Hristos? Nu-mi dau seama. Hristos îți vorbește ție în mod personal. Și eu, sau cel care predică de aici la Ramon, își pregătește tema cu considerele de cuvință. Dar sigur, în cuvintele lui sunt strecurate informații pentru tine personal. Pentru că Dumnezeu știe că tu vii și vrea să vorbească ție. Iisus face o remarcă interesantă aici. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre El. Ce
vrea să zică Iisus aici? Că nu este o întâmplare că El este vândut și că trebuie să moară. Nu? Spune, deja a fost scris. Dumnezeu deja a prevăzut că Fiul omului, adică Hristos, trebuie să moară. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Și ce se ridică o altă întrebare la care mulți au găsit tot răspunsul. Și poate că și dintre noastre este o anumită confuzie. Dacă s-a scris dinainte că Iisus trebuie să fie vândut și trebuie să moară, dacă asta era profetizat, ce vină are Iuda? Deci am să scriseze despre asta, nu? Și nu te-ați fac nimic. Ce ți-e scris, cum zice zică, ți-e pus în frunt. Nu, n-ai cum să ziți. Tot așa a fost scris. Așa a fost călăzit. Așa a fost urzit. Asta e soarta lui. Asta e destinul. Noi avem în limba acum, că la dată sunt foarte multe cuvinte pentru aceeași, cam aceeași idee. Și anume că orice ai face tu, tot ce ți-e scris să împlinești. Și Iuda ce vină are? Că dacă în profeție a scris că el trebuie să-l vândă pe Iisus, e clar. El a făcut încă un bine. Nu? Dacă el nu vindea, ce să întâmpla? Să bloca procesul. Trebuie să fie cineva care să sacrifice. Și atunci l-a găsit pe Iuda, țara sfârșitor. Și după ce a făcut ce a scris, îl mai și condamnă. Nu e de drept Dumnezeu? Mă, vreau să vă întreb. Există predestinație? Predestinație înseamnă că cineva dinainte ți-a scris calea ta. Și a zis, omul ăsta o să ajungă un medic, omul ăsta o să ajungă un doctor, omul ăsta o să ajungă, o să îmbolnăvească de cancer la 30 de ani și o să moară la 35. Nu? Că cineva dinainte a scris soarta vieții tale. Există predestinație? Să la începe fiecare și alege. Asta adică că nu. Sigur nu există. Și dacă eu vă demonstrez cu mine că există. Predestinație. Uite, asta e un lucru pe care puțin nu știu. Există predestinație. Ia să vedeți. Haideți să citim alte texte și citim acesta după aceea. Căci pe aceea pe care a fost mai înainte, i-a și hotărât, când i-a hotărât? Mai dinainte. Să fie asemenea chipului Fiului Său. Pentru ca el să fie cel din tâi dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care s-au întâlnit neprihăniți, i-a și proslăvit. Când i-a proslăvit Hristos pe copiii lui și a s-au întâlnit neprihăniți? Mai dinainte de ce? Mai dinainte de a fi lumea. Nu e asta predestinație? Amin. Încă sunteți certici. După ce i-a proslăvit. Zice, noi promovăm înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică, ținută ascunsă pe care a rânduit-o Dumnezeu spre slava noastră când? Mai înainte de veci. Deci Dumnezeu deja dinainte de veci ne-a predestinat. Noi suntem toți predestinați. La ce? Zice, ne-a rânduit mai dinainte, în alte limbi, traducerea este ne-a predestinat. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. După buna plăcerea voiei sale. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți când? Mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate, după sfatul voiei sale. Predestinație există. Cu toții am fost predestinați de Dumnezeu să fim asemenea chipului Său, să fim înviați de Dumnezeu și să fim mântuiți. Asta a fost predestinația care Dumnezeu a făcut-o pentru toată omenirea. Dumnezeu, mai înainte ca noi să ne fi născut, ne-a predestinat pe toți să fim înviați, să fim asemenea chipului Său și să fim mântuiți. Ăsta este planul care ți-a fost scris ție. Dumnezeu ți-a scris
soarta. Și a zis, vreau ca fiul meu să fie asemenea mie, să fie proslăvit și să fie cu mine veșnicie. Singura diferență este că predestinația lui Dumnezeu nu este obligatorie, nu îi se impune în forță. El ne-a scris înainte ce vrea pentru noi, dar nu obligă. Și tu poți să alegi, dacă accepți planul lui pentru tine, să nu-l accepți. Tot predestinația se numește, numai că nu ți-o impune. Dacă accepți bine, dacă nu, o să refuzi. Poate ne gândim, păi da, doar pe unii a predestinat să fie mântuit și pe alții să se piardă. Dar fiți atenți la textul ăsta din 1 Timotei 2:4. Dumnezeu voiește ca unii oameni să fie mântuiți, să fie la cunoștința adevărului. Ați zis de bine? Câți oameni? Acum, eu mărturisesc, credința mea este foarte slabă. Deci eu niciodată nu m-am gândit că e posibil ca toți oamenii pe pământul ăsta să se pocăiască și să se vadă copiii lui Dumnezeu. V-a trecut vreodată prin cap gândul ăsta că e posibil ca toată lumea să se pocăiască? Aveți credință. Nimeni. Ce m-am gândit? Mulți chemați, puțin aleși. Foarte puțin pe pământul ăsta care să fie mântuiți. Dar vedeți care e planul Dumnezeu? Vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Deci planul lui Dumnezeu pentru omenirea noastră este ca niciun suflet să nu se piardă. Asta este ținta lui Dumnezeu. Când noi ne punem o țintă, vreau să-l câștig pe vecinul meu, pe soțul meu, pe tata, pe copilul meu, să-l câștig pentru Dumnezeu. Hai un plan al nostru. Dumnezeu nu-și face planul așa. Zice, vreau ca toți oamenii să fie mântuiți. 2:3-9. Domnul nu întârzie mântuirea pe mântuințe lui cu credunii. Și spune, dar de ce nu vine Iisus? Că de când se tot predică că vine, de ce nu vine? De ce nu vine? Are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Vrea Dumnezeu ca Iuda să piară? Ce vrea Dumnezeu pentru el? Să vină la pocăință și să vină scălața veșnică, să fie prostăvit. Asta a fost predestinația lui Dumnezeu pentru Iuda. Numai că el a ales o altă cale. Câteodată parcă ne vine greu să credem în Dumnezeu, nu? Deci, Doamne, hai că e frumos așa. E adevărat, ar fi frumos să pocăiască la lume. Dar nu prea vine mie să cred. Și așa Dumnezeu se supără pe noi și zice, pe viața mea, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului. Și ce poate să fie mai sfânt decât când Dumnezeu se jură pe viața lui și zice, pe viața mea, că nu doresc moartea păcătosului. Și vreau să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă! Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să uiți? Ce chemare mai puternică de atât aveți? Dumnezeu pe toate căile încearcă să ne convingă. Ne vorbește în general, ne zice personal, ne vorbește la conștiința noastră, ne atrage atenția. Ei, nu vreau ca tu să fie. Dacă te-ai gândit ca asta de soară, dacă nu ai bătrân, că așa ești tu, te înșeli. Dumnezeu și pe tine, pe orice om venit în lumea aceasta, l-a predestinat dinainte să fie mântuit. Numai pe el, poate să aleagă, să accepte planul lui Dumnezeu pentru el, sau să respingă. Zice Faptele Apostolilor, într-adevăr, împotriva rogului tot cel sfânt, Iisus, pe care ai uns tu, s-a însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont cu neamurile și cu oroadele lui Israel, ca să facă ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Cruzindu-te într-un recetat, totuși, dacă Dumnezeu hotărâse mai dinainte ca Pilat și cu Irod să-l omoare pe Iisus, ei n-au făcut decât să împlinească ce hotărâse Dumnezeu mai dinainte. Este o înțelegere greșită pe care o avem față de aceste profeții. Ceea ce s-a întâmplat cu Iisus a fost ceea ce Dumnezeu hotărâse mai dinainte. Dumnezeu nu l-a predestinat pe Irod sau pe Pilat sau pe Iuda să-l omoare pe Iisus. Și mai dinainte, știind ce au să facă ei, s-a hotărât să se folosească de acțiunile lor rele pentru a realiza planul lui cu omenirea.
Nu că Dumnezeu i-a obligat să facă ceea ce făcea, ci știind ce avea de gând să facă, asta face Dumnezeu. Știind ce avem noi de gând să face, încearcă să folosească faptele noastre spre bine celor care îl iubesc pe El. Dar în niciun caz că ne determină pe noi să facem ne povestea seara fratele nostru, care era prin 90 de ani, Domnul să vă dea multă sănătate, despre cum a fost primit de voi și cum Dumnezeu l-a ajutat să înțeleagă că mâna Lui l-a ținut în viață și că este cu El. Am putea să zică, vezi, Dumnezeu a folosit pe neamțul ăla să-l împuște, că ți-a dat seama. Nu, Dumnezeu nu l-a pus pe neamțul să-l împuște. Neamțul l-a împușcat că a avut El. Dar Dumnezeu s-a folosit de acțiunea Lui rea ca să-L învețe o lecție pe copilul Lui. Asta face Dumnezeu cu acțiunile rele ale oamenilor. Nu că Domnul te pune să faci rău, ci Domnul se folosește de răutatea unora ca, cum spune textul, toate lucrurile merg spre bine celor care iubesc pe Dumnezeu. Dar nu că Dumnezeu obligă pe unii să facă rău. Este ca și când, aceasta cu predestinația, ca și când te urci pe un vas, ca să treci din Franța în Anglia, poți să mergi prin o tunel, nu poți să iei acest ferimot care te duce din Calais în Dover. Când te urci în... am vizitat pe tunel în Anglia și am mers cu, chiar cu ferimotul, un ferimot ca asta. Acum, tu când intri acolo, poți să faci ce vrei, lași mașina, te duci frumos, mănânci ceva, bei ce ai mai cumperi, altul alege să se uite la telefon, altul doarme un pic, că durează 40 de minute, la drumul așa, sau oră, traseul. Alții se uită pe geam, fiecare face ce vrea. Dar fie că vrei tu sau nu vrei, vasul tot ajunge la locul de destinație. La fel se întâmplă și cu ceea ce Dumnezeu a planificat pentru lumea noastră. El a plăuit că lumea noastră va avea un sfârșit, că lucrurile se vor desfășura într-un anumit fel, iar noi putem să alegem cum ne găsește sfârșitul veacului. Dacă ne găsește pregătiți sau ne pregătiți. Sunt lucruri deja hotărâte de Dumnezeu, dar noi suntem cei care alegem cum să ne încadrăm în planul Lui. Până la urmă, Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis: nu cumva sunt eu învățătorule? După ce i-a zis unul dintre voi, unul dintre cei care stau cu mine, unul dintre cei care mănâncă cu mine, cel care îi dau eu acum să mănânce. Și până la urmă se simte și zice: cumva vorbești despre mine? Nu cumva sunt eu? Iisus a zis: da, tu ești. Acum, să lăsăm puțin pe Iuda deoparte, să ne gândim la noi. După ce am auzit cum e cu Satana acum, poate să controleze gândurile noastre, să ne facă să facem răul, să ne posedeze până la urmă, că când te obișnuiești să faci răul, zici: mi-ai dat un obicei, deja nu mai pot să mă abțin, fac așa involuntar. Nu? Asta înseamnă că ești posedat de un spirit necurat. Ar trebui să punem și noi aceeași întrebare pe care a pus-o Iuda. Doamne, nu cumva sunt eu acela care mai are părțile vieții lui, ale conștiinței lui, la care nu vrea să renunțe? Spunea un umorist în glumă, zice: noi creștinii putem să păcătuim când vrem, că am descoperit metoda de a primi iertare gratis. Faci ce vrei, te duci la biserică, te rogi, zice iertare, totul de la zero. O luăm de la capăt, de luni, nu? Începem iarăși. Faci ce vrea cum vezi păcate, dar știi că te duci, cere tare și Dumnezeu te iartă. Și vreau statiții noastre niciodată nu se schimbă spre bine, ci sunt întotdeauna afundate mai mult pe teritoriul răului. Având iluzia că Dumnezeu oricum ne iartă, că zice orice păcate nu iartă. Și dă și dă și dă și fă. Cum? Tu dacă ai un copil și te cheamă de la școală și zice dirigintea: uite, copilul tău l-a prins că fuma droguri cu niște copii în spatele școlii.
Acum, tu ce o să faci cu copilul tău? O să învieți sau o să fii supărat pe lucrurile tău toată viața? Vieți până la urmă, nu e copilul tău. Dar ce-i zici? Auzi copilașele, fiule, să pui gigele, costele. Mama te-a iertat. Dacă mai faci, să vii înapoi să-ți ceri iertare și te iertea. Tu, fără că te-ai vrut, ai putut să-ți ceri iertare. Cam așa spune la copiii noștri? Ce vrem de la ei? Învieți, dar faci tot posibilul să schimbe viața. Asta nu pentru că ești tu capricios și zici, nu, 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 face de râs. Și te gândești, își distruge viața. Trebuie să învăț să trăiască bine pe pământul ăsta. La fel spune și Dumnezeu. Eu te iert. Dar scopul meu nu este doar să-ți liniștezi conștiința și tu să continui să-ți distrugi viața. Eu vreau ca tu să te schimbi. De aceea ar trebui să ne punem fiecare dintre noi întrebarea. Oare, Doamne, nu cumva sunt eu acela care te rănește și te răstignește iar prin ceea ce fac? Nu cumva sunt eu iudașul care te vinde în fiecare zi? Nu sunt eu cumva acela care vrea să te vândă pentru un moment de plăcere trecătoare? Că poveștile astea că a venit satana și a propus omul să fie miliardar, să fie cel mai bogat după pământ și l-a acceptat. Și a trăit o viață de lux și cel mai fericit și după aceea s-a dus în iad. Asta sunt doar povești. În realitate, când satana îți propune un târg, nu ești în câștig. Nici acum, nici în viața viitoare. Și de obicei te vinzi pentru un moment de plăcere care ți se pare ție că fără momentul ăla ai fi cel mai nefericit. Și după aceea, când te trezești, zici, măi, ce ieftin m-am vândut. Măcar dacă vrea satana ca poveștile alea să vă fere prin admirare, m-am vândut cu nimic. Doar pentru un moment de plăcere. Până la urmă, ce câștig ai când calci legea lui Dumnezeu? Ce câștig ai când calci legea lui Dumnezeu? Practic, fizic, ce câștig ai? Doar îți distrugi viața. Face reclamă la radio, zice, unul dintre problemele fumătorilor este tusea fumătorului. Care e soluția? Nu să nu mai fumezi. Tu poți spune eu întrebarea. Ia o pastilă care îți potolește tusea fumătorului. Și poți să fumezi mai departe. Nu știu dacă ați auzit-o la radio, mai spune Radio Național și mai pune reclama asta. Ia pastilă. Nu lătura rău din viața ta. Și tu ai găsit o modalitate să liniștești conștiința, să elimini efectele și tu mergi mai departe. Doamne, învățătorule, nu cumva sunt eu acela care te părăsește, chiar dacă tu ai fost alături de mine în momentele cele mai grele vieții mele, dar când sunt pus în fața încercării, te vând pe nimic? Nu cumva sunt eu, Iuda, Iisuse drag? Este întrebarea pe care Iisus vrea să ne pune fiecare dintre noi. Pentru că El încă stă la ușă și bate. Nu intră cu forță. Nu să vină niciodată la tine acasă să zică trebuie să faci cu tare schimbarea, trebuie să schimbi viața ta, trebuie să elimini obiceiul din viața ta. Ci stă și bate. Dumnezeu nu acționează ca satana care te înșeală, te păcălește, încearcă cumva să te atragă. Nu. El stă și bate la ușa ta. Dacă aude cineva glasul meu, și interesant că Iisus zice, dacă aud toți cei din casă glasul meu, de multe ori e suficient să audă unul din casă glasul lui Dumnezeu, să deschide ușa și toți din familia lui sunt beneficiați. Să-i ajut să fie unul încăpățânat în casă care să închide ușa și să afecteze întreaga familie. Câteodată și un copil, dacă deschide ușa lui Iisus și ceilalți, pot să fie beneficiați. Gândește numai la tine, ci și la responsabilitatea pe care o ai față de familia ta și dragii tăi. Dacă tu ai deschide ușa lui Iisus, câte persoane pe lângă tine ar fi beneficiate? Dacă cumva aude cineva vreau să mă și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Interesant, în momentul de multe nu zice doar vom cina împreună. Pentru că Iisus vrea să spună că e la tine el. El nu vine să stă la masă cu toți. Și de tine nu știe cum te cheamă. El vine la tine personal. Te cunoaște. El știe exact în ce treci. Dacă zici, sunt neînțeles, oamenii nu mă înțeleg, e foarte posibil să ai dreptate. E greu să cunoști cu adevărat pe cineva. Dar Dumnezeu te cunoaște cu adevărat. El știe exact în ce treci.
El știe exact care sunt problemele și dificultățile tale. De aceea vrea să vină la tine, pe tine te caută. Și stau și doar la ușă, nu aude. Dar continuu să bat. Poate într-o zi aude glasul meu și deschide ușa. Și când îmi va deschide ușa, vom cina împreună. Ce e mai frumos și mai intim decât o cină cu un prieten? Hai să stăm amândoi la cină. În momentul în care începem să vorbim despre problemele noastre, când ne destrăginim, când ne facem mărturisiri, și Iisus zice, vreau să cinez cu tine. Ați mâncat cina seara asta, nu ați mâncat, nu? La când mâncăm cina? Cam acum am văzut de aici. Știu pe cineva care când s-a așezat la masă, lăsa un scaun liber. Și să așeze și Iisus cu noi la masă. Acum, nu zic neapărat să lăsați un scaun liber la masă. Dar gândiți-vă în seara asta să cinați cu Iisus. Să-L ascultați. Poate nu ați mai ascultat de mult. Să încerc să vă spună. Nu o fi foc, nu? Ce se întâmplă dacă îl asculti doar pe Iisus? Să stai de vorbă cu El. Să vezi ce plan are pentru tine. Doamne, care este soarta aia pe care tu ai pregătit-o pentru mine, că eu o să fiu proslăvit? Hai să vedem cam ce vrei tu de la mine. Să vedem dacă ceea ce ne propune e chiar așa de rău, chiar așa spre răul nostru, încât să-L refuzăm, să fie ceva care să ne aducă fericire. El stă și bate la ușa inimii tale. Și așteaptă ca poate, în seara asta, să-i deschizi. Haideți să ne rugăm împreună. Ridicăm picioare, să cerem lui Dumnezeu să intre în viața noastră. Părinte Ceresc, ne cutremurăm când citim aceste istorii din Biblie, cum ai fost vândut, cum ai venit la familia ta și ei te-au vândut pentru nimic și ne revoltăm. Dar în același timp ne dăm seama că suntem în aceeași situație. Și că de multe ori, prin gândurile noastre, prin planurile noastre, prin acțiunile noastre, te întristăm și te vindem iar și iar. Am de-ți mulțumim că n-ai obosit să bați la ușa din noastră. Și ne tot chem și ne tot chem pe numele fiecare. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, din suflet pentru fiecare persoană care astăzi a acceptat invitația ta să vină să se întâlnească cu tine. Amin. Dar ajută-ne tu să nu fie doar o seară frumoasă petrecută împreună, ci să fie un moment în care să deschidem ușa inimii noastre și să facem acea curățenie pe care tu vrei să o faci în viețile noastre. Amin. Doamne, de-a lungul vieții am cedat de multe ori ispitelor și ne-am lăsat în mâinile celui rău și puțin câte puțin era pus stăpâne și pe voința noastră și pe faptele noastre, pe obiceiurile noastre. Și acum parcă ne este greu să renunțăm la tot ceea ce suntem, la stilul nostru de viață și să ne schimbăm. De aceea vrem să cerem putere de la tine. Știi că tu poți să ne schimbi. Cu puterea ta putem să fim cu adevărat copiii tăi, să ne eliberăm de jugul celui rău, să fim oameni cu adevărat liberi. Amin. Care să poată să facă ce este cel mai bine din viața lor. Amin. Și cer lucrul acesta pentru mine și pentru toți frații mei care sunt cu mine această seară, amin, în această adunare. În numele lui Iisus, te-am rugat. Amin. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mesaj frumos și puternic care ne-a apropiat de Domnul nostru Iisus Hristos. Și înainte de a ne despărți, am dorit să mai ascultăm un cântec cântat de grupul de tineri, un cântec care se intitulează Tu ești Creator. Să-i ascultăm. Thank you.
pentru acest tender frumos. Mulțumim tuturor celor care ați participat în seara aceasta alături de noi și ne-am bucurat împreună de Cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce timpul trece, prelegerile noastre cresc în intensitate și în emoție, pe măsură ce ne apropiem de momentele de final ale lucrării Domnului nostru Iisus Hristos. Mâine vom merge împreună în grădina Ghetsemani cu Domnul nostru Iisus Hristos. Fratele pastor Cristian Dobra ne va prezenta mâine seară tema a fi sau a nu fi. Vă așteptăm, nu lipsiți. Urmează cele mai importante seri din viața dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze, să vă însoțească în drumul către casă și să ne ajute ca mâine seara la aceeași oră, la ora 18, să ne reîntâlnim. Vă invit în final să ne ridicăm și în numele Domnului nostru Iisus Hristos să închidem serviciul divin al evanghelizării din seara aceasta. Prin imnul 386 îl vom cânta cu toții. Veniți căci vreau a spune ce face Dumnezeu.
Amin. Veniți să ne rugăm împreună. Tată din ceruri, în numele Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, plin de respect, venim în seara aceasta înaintea ta și te rugăm, binecuvântează-ne. Amin. Tată, în seara aceasta am fapt încă o dată, parcă mai frumos ca mai înainte, că încă de la început, Tu ai dat șanse egale fiecare dintre noi pentru a fi mântuiți. Îți mulțumim pentru acest lucru. Te rugăm, Părinte, ca prin Duhul Tău cel Sfânt, dă-ne puterea să folosim șansa aceasta. Amin. Și viața noastră, în integralitatea ei, să fie consacrată ție. Amin. Ajută-ne ca fiecare pasă pe care o facem în lumea aceasta, să-l facem alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Amin. Fiecare decizie pe care o luăm, ajută-ne să fim inspirați de Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Și vă permite ca din seara aceasta mai departe viața noastră să fie mai frumoasă. Amin. Să fie frumoasă în ochii Tăi. Amin. Să fie frumoasă în ochii celor care ne cunosc. Amin. Și ajută ca prin comportamentul ales pe care vom avea de aici mai departe, să putem mărturisi oamenilor cât de frumos este să trăim alături de Tine. Amin. Regretăm în seara aceasta, în schimb, Părinte, pentru că de multe ori în viața noastră am schimbat destinația pe care Tu ne-ai așezat înainte. Te rugăm să ne ierți. Vrem, Părinte, să ne dai puterea de a trece, te alege permanent numai pe Tine. Amin. Ajută-ne, Părinte, să debarasăm tot ce este între noi și Tine. Ajută-ne să ne dăm, să dăm la o parte păcatul care pune o zi de despărțire între noi și Tine. Amin. Și fă-ne, Părinte, să trăim viața aceasta cu demnitate. Amin. Ajută-ne să trăim viața aceasta curat. Amin. Iar prin orice facem, prin orice spunem, prin orice gândim, să putem să te proslăvim pe Tine. Amin. Binecuvântează, Tată, orice decizie care s-a luat în seara aceasta aici spre mântuirea noastră. Amin. Ajută-ne ca deciziile acestea să se conducă la capăt prin ajutorul Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Tată, dacă în seara aceasta sunt oameni care se confruntă cu patimi, care au adicții, care nu pot să uite, nu pot să abandoneze un păcat, te rugăm, Tată, intervin în viața acestor oameni. Amin. Dă-ne, Părinte, reușită în eforturile pe care le depun. Și ajută ca, în momentul în care vor vedea că Tu existi în viața lor, să poată prosări numele Tău. Amin. Binecuvântează că și prezența aici, binecuvântează familiile noastre, binecuvântează întreaga localitate, binecuvântează locurile pe care provin fiecare dintre noi. Și ajută-ne, Părinte, cu plăcere să stăm la picioarele Tale, nu doar cu mână rugăciune, și să stăm permanent în viața noastră de aici, mai departe. Amin. Îți mulțumim, Tată, pentru că Tu ne-ai spus rugăciunea aceasta. Îți mulțumim că Tu ne vei răspunde acestor rugăciuni. Motiv pentru care Te lăudăm începând de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Nu-mi rog. Mulțumim Dumnezeu pentru că a fost o seară frumoasă. Mulțumim pentru că am primit un mesaj frumos și anume, nu este nimeni care să nu poată spune, care să spună eu nu pot să fiu mântuit. Șansa aceasta este împărțită fiecare dintre noi într-un mod egal, iar cel mai frumos verset al Sfintelor Scripturii spune fiindcă atât de mult ai Dumnezeu, că a dat pe singurul Fiu pentru ca oricine crede în El să nu pierd, ci să aibă viața veșnică. Vreau ca atunci ce prezenți în seara aceasta aici să faceți parte dintre cei oricine care cred în Iisus Hristos și au viața veșnică prin El. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Amin.